Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu domnul Adrian Crivi. Alături de dumnealui vom discuta despre modificările apărute pe piața muncii și tendința potrivit căreia salariile low cost încep să dispară din România. Bună ziua, domnule Crivi! Bună, Radu! Da, asta este o veste bună. Depinde cum o interpretăm. Sunt 17% din personalul angajat în România are salarii de peste 1000 de euro brut, care nu-i prea mult, în jur de 2700 net. La costul de azi a vieții nu este un salar prea mare, în schimb sunt, cred că, jur de 50% care au salariul minim pe economie. Oricât de mare sau cât de mult ar fi crescut acest salariu minim, jur la 2000 de lei, este încă foarte puțin. Ce mai este interesant, faptul că acest salar de 1000 de euro brut, care spunem că ar fi o limită de favorabil de depășit, este cam 17% din persoană în București și în celelalte județe, Cluj, Timișoara, care sunt totuși centre mari, în jur de 6-7%. Înseamnă că totuși există un număr semnificativ de populație și între 1000 de euro, deci 4700 și 2000 de euro de lei, care este salariul minim. Deci cred că ecartul este încă mare. Da, iar ca și modificări apărute pe piața muncii, iată, putem vorbi despre o statistică privind integrarea tinerilor pe această piață a muncii. Vedem că dacă în Europa media este undeva la 35%, la noi este cu 10% mai puțin, undeva la 25%. Cred că acesta este cel mai prosemnal și care nu denotă altceva decât slaba calitate a învățământului, ruperea acestuia de realitățile economiei și faptul că tinerii din România nu reușesc să intre în piața muncii într-un număr suficient de mare, având în vedere și schimbările semnificative care sunt în piața muncii. Am citit niște statistici foarte descurajatoare, în sensul că cam unul din două persoane în România n-au studii mai mult decât gimnaziale, și asta spun foarte mult, și în continuare acestui fapt că, având în vedere că populația rurală este cam de 40% în ponderea totală a populației din România, cam 25% din tinerii de la țară, din populația rurală, deci active, semnificative și ca număr, nu sunt încadrați în muncă. Deci denotă o foarte mare economie subterană, multă muncă la negru, muncă de zilier, muncă de foarte slabă calitate. Muncă pe acel salariu minim despre care vorbeam mai devreme, pentru că atâta vreme cât nu ai studii, nu ai o calificare, nu ai cum să ai pretenții. Exact. Din păcate, numărul de emigranți sau emigrarea tinerilor români este încă foarte accentuată și completarea cu imigranți nu este suficient de consistentă. Citeam că aproximativ 60.000 de persoane au imigrat în România ca forță de muncă față de 11.000 în 2008. Deci procentul creștere semnificativă de 4-5 ori, dacă număr este încă total insuficient. Dar cred că ar trebui totuși să insistăm nu neapărat pe import de forță de muncă, cât pe ridicarea calificării, pregătirea tinerilor din România să facă față joburilor viitorului și să contribuie semnificativ la creșterea PIB-ului în România. Categoria aceasta de care vorbim, care sunt niște active semnificative a unei țări, fiind foarte slab calificați, ei au o contribuție foarte scăzută la PIB și atunci aici putem vedea încă ce potențial mare avem de creșterea PIB-ului dacă am duce o politică corectă de pregătire acestor tineri. Și îmi vine acum în minte o idee, în România de-abia 11% din tineri sunt integrați în sectorul profesional. Deci un număr, cred, consideror foarte mic, nesemnificativ. Da, și cei calificați probabil optează, că tot vorbea și despre emigrație, optează să plece dincolo. Ar trebui cumva să-i reținem pe aceștia. Da, ca să-i reții, ar trebui să fie o politică mai transparentă în zona legislației muncii, ar trebui să fie o taxare a muncii mult mai mică, și, repet, o politică și o strategie de a menține tinerii să lucreze în România ca să contribuie la creșterea nivelului de trai a PIB-ului aici, nu în țările din Uniunea Europeană sau acolo unde ei emigrează.
pentru că, așa cum spuneați, domnule Criuvi, tinerii sunt cele mai importante, poate, active ale unei țări. Vă mulțumesc mult pentru aceste comentarii. Și eu mulțumesc. Iar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți Smart Fact-ul săptămânii prezentat de specialiștii Darian.